Suntem din nou la lecția școlii de sabat, suntem la lecția numărul 7 astăzi, binecuvântări și blesteme. Din lecția precedentă am văzut cum Israel a ieșuat și nu erau binecuvântați de Dumnezeu pentru că ceva se întâmpla în mijlocul lor. Vom învăța astăzi în mai multe domenii cum putem noi să fim binecuvântați sau cu părere de rău să fim lipsiți de binecuvântările lui Dumnezeu și să primim blestemurile. Această lecție vom petrece împreună cu Anatolie. Te salut, Anatolie. Bine v-am găsit. Iosua, capitolul 8, versetul 35. N-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise pe care să nu-l fi citit Iosua în fața întregii adunări a lui Israel, în fața femeilor, copiilor și străinilor care mergeau în mijlocul lor. Vedem că toți trebuiau să cunoască care sunt poruncile și regulile care le-a dat Dumnezeu. Femeile, sigur, primii bărbații, femeile, copiii și străinii care erau în mijlocul lor. O alegere solemnă. Ei au mers mai departe și Dumnezeu a dat unele porunci, unele reguli care trebuiau ca să fie luate în seamă. Ce alegere a pus Domnul în fața poporului său la hotarul țării făgăduite și ce putem învăța din aceasta? Da, Domnul dintotdeauna spune cuvântul că nu face nimic fără să descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Uh-huh. Domnul dintotdeauna a făcut de cunoscut care este voia sa oamenilor. Ceea ce se observă din istoria biblică, oamenii câteodată erau zăbarni și nu înțelegeau, nu ascultau. Însă Domnul totdeauna le-a pus în față binecuvântarea și blestemul. Le-a pus în față ca să aleagă, să asculte și desigur că nu i-a impus ca să facă aceasta. Mm-hmm. Însă le-a arătat rezultatele atunci când ascultă și de asemenea s-au văzut rezultatele atunci când nu ascultă de cuvântul său. Le-a pus în față binecuvântarea și blestemul prin care ei să hotărască să urmeze pe Domnul sau nu. Acum, din această istorie observăm, chiar din lecțiunile precedente, am văzut ce s-a întâmplat atunci când poporul a fost ascultător, cum Domnul i-a izbăvit, cum Domnul i-a binecuvântat, le-a dat izbândă, chiar națiunile din prejur se temeau de ei. Acum s-a întâmplat și un eșec dacă n-au ascultat. Am văzut la Ai ce s-a întâmplat. Deci Domnul întotdeauna dorește ca poporul să aibă încredere în el, să asculte și Domnul îi binecuvântează. Mai observăm ceea ce ne descrie în nota, că sunt unii oameni care nu vor să asculte, spune că sunt într-o poziție mai rea decât neutru. Ne aducem aminte de câteva afirmații spuse de Iisus. Cei ce nu sunt cu noi sunt împotriva noastră. Uh-huh. Cei ce nu adună risipesc. Deci, în mod automat, dacă nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, suntem în partea opusă. Partea neutră nu este. Mi-a plăcut ultima propoziție din notă, unde sparge stereotipurilor oamenilor care spun că de ce Dumnezeu nu m-a lăsat liber? De ce El îmi cere că eu trebuie să ascult de El? Să vedem ce spune aici. Un blestem amar este pronunțat asupra celor care nu vin în ajutorul Domnului. El ne vine în ajutor sau noi vinim Lui în ajutor? Aici ce vrea să ne spună cuvântul Dumnezeu? Că Domnul permanent este dispus că să ne facă nouă bine. Numai dacă noi îl ajutăm în aceasta că să ne facă nouă bine. Exact. Dar deseori și în cele mai multe cazuri noi îl încurcăm pe el ca să ne facă nouă bine și apoi tot vina este Dumnezeu. Numiți cei doi munți aleși pentru rostirea binecuvântărilor și blestemelor și cum au fost divizate semințiile lui Israel pentru această datorie sfântă. Dumnezeu a vrut ca Israel bine și clar să înțeleagă condițiile pentru binecuvântări și condițiile pentru blesteme. Da, bineînțeles. Aici unii au ajuns ei la Sichem. Deci erau doi munți față în față, unde au fost aleși ca să fie rostite aceste, fie binecuvântări, fie blesteme. Muntele Garizim a fost ales de Domnul ca să fie rostite binecuvântările, iar muntele Ebal a fost ales ca să fie rostite blestemurile. Uh-huh. Acum, în valea acestor doi munți, se spune că era o vale și acolo era pus
chivotul în mijloc și leviții, preoții erau în prejurul chivotului și spune că locul acesta era un amvon natural, așa îl numește spiritul profetic. De aici puteau poporul, diferitele seminții care erau, să privească în fața acestei, în fața acestui popor care ședea jos cu chivotul. Da. Să vedem mai departe cum ne desfășoară istoria, cum au stat lucrurile și ce avem noi de învățat în aceasta. Îmi place cum sună punctul 2. Antrenând mintea pentru biruință. De obicei, oamenii, ca să margă să lupte, trebuie să-și antreneze mușchii, să fie mai puternici, da? Aici da. Se spune antrenând mintea pentru biruință. Da. Încă o dată vrea să arate că nu noi trebuie să luptăm în lupta care o avem de Dumnezeu, dar Dumnezeu luptă, noi doar trebuie să-L lăsăm să o facă. Da. Am uitat să amintesc despre faptul, ne întreabă lecțiunea încă, care seminții au fost alese pentru binecuvântări și pentru blesteme. Și de aici observăm pe muntele Garizim, trebuiau să fie semințiile care veneau din fii sau seminția fiilor lui Lea și Rahela. Și acestea sunt fiii următori: Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin. Deci 6 seminții erau pe muntele Garizim și celelalte 6 seminții care sunt Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Neftali, erau pe muntele Ebal. Ceea ce ar fi bine de menționat aici, că 2 fii, de fapt, nu erau din Rahela și Lea, ci erau din... Țitoare. 2 fii erau din Lea, dar ceilalți erau din țitoare. Și ceea ce reprezintă aici aceasta, că de pe muntele Ebal, muntele rostirii blestemelor, erau acei fii care erau născuți din țitoare, deci nelegiuirea o arată, într-un fel. Și această încălcare este un simbol al neascultării sau un simbol al celor ce deci devin robi ai păcatului. Da. Încă o dată se întărește că Dumnezeu, chiar dacă în unele cazuri, nu știu dacă e corect să spunem că a permis, a îngăduit poate, dar totuși ne dă de înțeles că nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu ceea ce nu este curat și sfânt. Așa este. Punctul 2. Antrenând mintea pentru biruință. Ce poruncă referitoare la muntele Ebal fusese dată prin Moise pentru a fi împlinită când poporul avea să treacă Iordanul? Am vorbit deja despre semințiile care au fost împărțite, pe fiecare seminție la muntele care era repartizat. A fost dată o poruncă ca pe muntele Ebal să fie zidit un monument din pietre masive și să fie tencuit cu tencuială și pe tencuială să fie scrisă legea celor 10 porunci, inclusiv și legea care a scris-o Moise într-o carte. Alături trebuia să fie zidit un altar și anume să fie din pietre necioplite. Un altar unde să fie aduse jertfele atunci când poporul avea să fie găsiți în păcat sau în nelegiuire, să poată să aducă jertfe aici pe acest munte. Da. Aceasta a fost porunca care a fost dată referitor la muntele Ebal. Ce altceva a fost realizat cu scopul de a imprima legea în mintea poporului? Punctul 2 avea ca subtitlu antrenând mintea pentru biruință. Bineînțeles că toate, dacă ne uităm chiar și toate ceremoniile, toate acele legi cu privire la ceremonii, la jertfe, toate aveau un scop, ca să imprime în mintea oamenilor despre marele sacrificiu a Domnului Iisus. Acum, în cazul acesta, observăm că a fost
nu inventate, dar propuse diferite metode prin care să se ajungă la același scop, și anume ca legea lui Dumnezeu să fie imprimată în minte și inimă. Da. Aceasta a fost. Dacă aceasta ar fi fost deci ușor de imprimat în om, nu mai era nevoie de atâtea deci porunci și legi prin care Domnul să intervină sau să îl aducă pe om în această stare. Deci, în primul rând, Domnul aceasta a dorit. Acum, dacă a fost tot mai greu și tot mai greu, Domnul a dat porunci ca să fie întipărite, de exemplu, pe ușorii, pe porțile caselor, pe ușorii ușii, să fie pe diferite tăblițe, să fie în diferite slujbe religioase amintite legea lui Dumnezeu la templu, să fie în predici, așa cum și noi folosim, pe tăblițe, așa am amintit, în cântări, în poezii, uh-huh. Și toate acestea îi ajuta pe oameni ca să aibă în minte totdeauna legea lui Dumnezeu. Da, iar conducătorii țării aveau să facă din ele tema studiului lor zilnic. Și într-adevăr tot Iosua spune că aceasta trebuie să o spunem permanent copiilor noștri, tuturor cui avem posibilitate, pentru că imprimindu-se în minte, atunci când suntem ispitiți ca să călcăm una dintre aceste porunci, ea este acolo și îți spune, stai că uite ce spune porunca. Așa este. Ce beneficiu obținem noi de asemenea din memorarea legii lui Dumnezeu și meditația asupra făgăduințelor și avertizărilor găsite în cuvântul său? Încă o dată aici ne se arată că de fapt ea nu trebuie să fie pusă pe perete, nu trebuie să fie pusă la gât undeva, dar aici să fie. Importantă asta. Deci de atâta și au fost diferite legi, uh-huh. Domnul a intervenit, a dat diferite învățături unde să fie scrisă ca ea să fie întipărită în minte. Și David ne spune, strâng cuvântul tău în inima mea. De ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Aici deci, este răspunsul. Ca să nu păcătuiesc. Da. Și prin aceasta ce se întâmplă? Se menține viața spirituală. Uh-huh. Deci noi suntem activi și totdeauna suntem într-o strânsă legătură cu Dumnezeu prin aceasta. Executând instrucțiunile anterioare, cum a executat Iosua instrucțiunile care fusese redate prin Moise cu privire la muntele Ebal? Ceva am vorbit, aici se continuă de fapt istoria. Da, am amintit despre acest monument care a fost făcut din pietre, unde era scrisă, imprimată legea lui Dumnezeu, unde a fost scrisă și legile care erau scrise într-o carte de către Moise și era pusă în lângă chivot sau da. Și prin aceasta vedem că oamenii aveau să fie totdeauna gata sau să aibă întotdeauna în memorie această lege pe care Domnul a dat-o și prin care omul trebuie să trăiască. De asemenea, dacă cineva, așa spune, pe acest munte mai era și altarul, dacă cineva păcătuia, avea posibilitatea ca să vină pe acest munte, pentru că ce se întâmplă atunci când păcătuia, legea îl condamna și era vrednic de moarte. De pe acest munte Ebal trebuia să fie rostit blestemul. Da. Însă era altarul unde întotdeauna le amintea despre sacrificiul pe care Domnul Iisus îl va aduce pentru fiecare și îi va elibera din vina, de această vină. Le arăta cumva către milă. Așa da, într-adevăr așa este. Cum a așezat Iosua conducătorii și poporul pentru această ceremonie importantă și ce trebuie să remarcăm cu privire la modul în care era primit străinul? Da, am amintit că acolo în vale, între doi munți, era așezat chivotul, erau preoții, leviții și apoi era poporul fiecare așa pe munte ca să poată să vadă. Așa și spune cuvântul că valea era ocupată de către chivot și de preoți. Acum, cum trebuia să fie privit străinul sau primit
trebuia să fie primit cu amabilitate, deoarece aveau și ei posibilitatea, așa după cum. Deci ei aveau o concepție greșită la început. De ce? Anume că doar ei sunt poporul favorizat, ceilalți sunt necurați și nu au dreptul la mântuire. Ei aveau o concepție că orice ce evreu născut avea asigurat locul în cer sau un loc asigurat pentru mântuire. Acum, Domnul dorește să le arate că străinul avea același drept ca și ei. Domnul Iisus a venit ca să salveze pe toți oamenii. Da. Evitând formalitatea în serviciile religioase, o problemă destul de majoră în ziua de astăzi, când de fapt formalitatea ia locul religiunii adevărate. Care a fost punctul culminant al ceremoniei de pe muntele Ebal? Spune că Iisus, Iosua a citit apoi toate cuvintele legii, binecuvântările și blestemurile, după cum este scris în cartea legii. Deci Iosua personal în fața poporului a citit aceste legi. Noi știm cu ani în urmă, când Domnul a dat pentru prima dată, nu pentru prima dată, când a fost amintit iarăși legea sa de pe muntele Sinai, ne amintim că Domnul le vorbea și poporul a spus: vorbește-ne tu, Moise, pentru ca să nu ne mai vorbească Domnul, ca să nu murim. Deci a fost vorbită de Dumnezeu, a fost scrisă pe table cu degetul lui Dumnezeu. Acum vedem că trebuia să fie prezentată sau vorbită de către Iosua în fața poporului și în felul acesta poporul să ia aminte, să înțeleagă, nu doar să fie văzute pe munte acolo unde am, dar trebuia să fie rostită și în viu grai. Ceea ce este aici evidențiat în note, că la fiecare seminție unde aparținea, deci dacă erau rostite binecuvântările, cei de pe muntele Garizim spuneau amin, semințiile. Când erau rostite blestemurile, cei de pe muntele Ebal ziceau amin. Cei ce vedem că poporul trebuia să afirme că sunt de acord și că au înțeles tot ceea ce Iosua le citea. Da. Sau cu alte cuvinte, când spuneau amin, însemna că da, suntem de acord și este corect ceea ce spunea Dumnezeu prin Iosua. Și noi acceptăm. De ce era potrivit ca adunarea să spună amin? Și de ce este adesea potrivit și pentru noi să spunem amin? Aici are puțin mai multe înțelesuri, ce scuze. Nu doar ca să spunem amin la rugăciune, dar să fim de acord cu ceea ce într-adevăr Dumnezeu ne cere și să credem că Dumnezeu ceea ce ne spune și ne cere să facem este spre binele nostru. Da, într-adevăr. Noi am amintit deja un pic despre ceea ce înseamnă amin, adică poporul afirmă. Important este ca să înțelegem un moment că atunci când mergem la adunare, Satan poate să ne ispitească cu diferite gânduri, cu diferite planuri și așa mai departe. Noi, ca popor, suntem chemați ca atunci când suntem în adunări să fim foarte atenți la ceea ce se citește, să înțelegem ceea ce se citește că este pentru noi și în felul acesta, când mintea noastră este activă, când este într-o meditație cu Dumnezeu, aceasta ne ajută ca ceea ce se citește să se imprime. Și cu adevărat, dacă spunem amin, este pentru binecuvântarea și pentru beneficiul nostru spiritual. Da. Și aceasta, într-o măsură oricare, ne întărește pe noi și pe ceilalți de alături, întărește în credință. Pentru că atunci când cu încredere faci ceva că da, așa este, atunci altfel merg lucrurile. Vedeți că în caz contrar, toate adunările, toate întâlnirile noastre devin doar o formalitate. Și cu ce am plecat de acolo? Cu nimic. Și aceasta este o pierdere. De aceea ar trebui să fim atenți și să spunem prin acest cuvânt amin, că am înțeles. Cuvânt de confirmare. Da. Secrete pentru fericire.
Ca orice om, tot timpul a căutat ca să fie fericit, aceasta căutam și noi, ca să fim fericiți. Și citind binecuvântările, citind blestemele, aici o soare de lor de înțeles care erau secretele ca ei să fie un popor și fericit. Ce altceva a fost inclus în ceremonia binecuvântărilor și blestemelor și ce trebuia să fie repetat în mod regulat? Spre exemplu, noi citim despre în această lecțiune despre binecuvântările și blestemurile care sunt scrise în Deuteronomul 11. Dacă mergem în Deuteronomul 30, iarăși Domnul spune de la versetele 15, spun azi viața, binecuvântarea și blestemul, deci se repetă. Este așa o expresie că repetarea este mama învățăturii. Da. Deci este foarte important să înțelegem că chiar unii oameni spun, mereu mergeți la adunare, ce tot învățați acolo? Și noi vedem, câteodată se repetă o lecțiune care cândva a mai învățat-o sau unele adevăruri. Deci aceasta ne ajută ca să se întipărească. Acum, altceva ce a fost? Ca să se repete iarăși legea, iarăși acea lege a celor 10 părunci, era iarăși nevoie ca să se citească legea din carte pe care Moise a scris-o, pentru ca poporul să înțeleagă și să se întipărească. Ceva este încă aici important, versetul ne spune așa, haideți să citim versetul. N-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise pe care să nu fi citit Iosua în fața întregii adunări a lui Israel, în fața femeilor, copiilor și străinilor care mergeau în mijlocul lor. A fost nevoie ca să vină și femeile și copiii, că de obicei mergeau partea bărbătească la templu. Acum era nevoie ca și femeile, și copiii, și fiecare să audă și să se întipărească aceste legi în mintea lor. Este încă un lucru evident aici, odată la 7 ani trebuia să fie repetată. De ce? Se nășteau copii, generația trecea, alții se nășteau și era un beneficiu pentru cei care s-au născut și nu au auzit, acum auzeau, pentru cei care au fost 7 ani în urmă și au auzit-o, acum se repeta și în felul acesta fiecare avea un beneficiu din aceasta. Și ultima întrebare, numiți câteva binecuvântări și blesteme. Am vorbit practic toată lecția despre binecuvântări și blesteme, cum puteau să fie binecuvântați, care erau condițiile. Aici întrebarea cere ca să numim câteva dintre binecuvântările și blestemurile care le-ar rostit atunci. Desigur că sunt doar câteva, pentru că dacă vom citi toate binecuvântările și toate făgăduințele lui Dumnezeu, nu ne ajunge acum timp ca să le studiem. Dar... Și nici nu ar fi suficiente care sunt scrise aici, cred. Da. Un lucru este benefic ca să luăm aminte. Domnul întotdeauna a dorit ca să-l surprindă pe om plăcut și să-l binecuvânteze pentru că aceasta a fost voința sa, chiar de la creațiune. Însă omul adeseori nu a înțeles aceasta. Ce este aici în întrebarea noastră evidențiat sau evident că Domnul a dorit ca să binecuvânteze pe om atât de rodnic să fie sau atât de productiv să fie în ceea ce privește trupul, în ceea ce privește pământul, turmile, în ceea ce privește ca popor, ca să fii cap și nu coadă. Deci vei avea întâietate în toate. Mai spune Domnul că vei fi binecuvântat la plecare, vei fi binecuvântat la venire. Deci în toate aspectele domeniile. Și domeniile, Domnul avea ca să-i binecuvânteze. O dovadă încă. Un mic număr, deci poporul în mic număr, va pune groaza într-un număr mare de vrăjmași. Adică Domnul evident binecuvânta poporul său și aceasta cu siguranță întotdeauna s-a împlinit atunci când poporul și-a împlinit făgăduința față de el. Da, și de fapt condiția de bază a fost, este și va fi permanent ascultarea de Dumnezeu. Așa și începe Deuteronom. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeul tău, și continuă binecuvântările. Și întrebarea ne spunea și despre blesteme. Dacă să vorbim despre acesta, este doar un simplu cuvânt. Opusul. Da. Deci sigur. Opusul. Dacă vei, nu ascultăm... Alt Dumnezeu vei avea, totul se va întoarce împotriva ta. Așa este.
Lecția numărul 7, binecuvântări și blesteme. Cred că am înțeles fiecare și putem să ne luăm, să luăm o hotărâre pentru viața noastră. Vrem să fim binecuvântați sau nu vrem? Este o întrebare care sunt sigur că fiecare dintre noi răspunde că vrem să fim binecuvântați. Cred că am înțeles de ce trebuie să facem ca să primim binecuvântările și ce să nu facem ca să nu avem parte de blesteme. Vă mulțumesc că sunteți cu noi, îți mulțumesc, Anatolii, că ai venit în studio, am putut să petrecem acest studiu. Vă așteptăm la următorul studiu, cum vă spunem, pe curând.